s-au încins spiritele în gala casa iubirii. Rob și Virginia, reproșuri la adresa Juliei, nu s-au mai abținut o secundă și au spus tot ce cred despre colega lor, Rob și Virginia au spus tot ce aveau pe suflet în ceea ce o privește pe Julia, gala din seara aceasta, 11 februarie, din cadrul emisiunii Casa Iubirii, a adus în fața telespectatorilor un conflict între Rob și Julia, care a fost susținut de Virginia, care la rândul ei și-a spus nemulțumirea față de colega sa de pe platourile de filmare. Totul a început când concurenții au fost nevoiți să comenteze niște imagini din casă care s-au filmat joi atunci când Robi a avut câteva lucruri de spus despre Julia. Julia, ai stat 5 ore să vorbești numai de Julia continuu, dacă nu te-ar fi interesat persoana mea și aș fi fost acolo sub zero, nu ai fi vorbit o secundă de mine, Robi, toate fetele vorbeau, noi vorbeam și tu erai acolo cine sunt și ăștia. Andreea Mantea, Robi, te-a enervat foarte tare Julia, Robi, da, Andreea Mantea, de aceea vorbea despre tine, Julia, pe mine dacă mă enervează cineva vorbesc 5 minute și după aia întrece, Andreea Mantea, Robi, cu ce te-a enervat Julia, Robi, atitudinea ei, mi se pare că înjosește fetele, așa mi se pare mie, e punctul meu de vedere. Virginia susține că s-a simțit jignită de Julia, de asemenea, la rândul ei, Virginia a susținut cele spuse de Robi. Mai precis că atitudinea Juliei nu este una potrivită față de colegii de emisiune, în special față de fete, precizând că s-a simțit jignită de câteva ori de către concurentă. Andreea Mantea, v-ați simțit jignite, Virginia, păi din moment ce spune luați și vorbiți, că dacă nu vorbesc, eu nu vorbește nimeni, automat ne subestimează, nu, Julia, da, dar în joseala e altceva, Andreea Mantea, bun, dar nu mă întreba, spunem concret, te-ai simțit înjosită de Julia, Virginia, da.